Turbomecanica, furnizor de componente pentru industria aeronautică, de motoare, reparații și componente pentru alte domenii de înalt nivel tehnologic. După cum observați, avem o cifră de afaceri similară cu cea de anul trecut, însă profitul s-a înjumătățit la 9 luni, în timp ce gradul de îndatorare a crescut de la 35% la 59%. Raportul la 9 luni precizează că datoria pe termen scurt constituită la acest moment se va stinge prin contractarea unui împrumut bancar pe termen lung în valoare de 1.600.000 de lei și prin utilizarea de fonduri proprii. Ca și distribuție de dividende, am putea avea un dividend maxim de 2,35 bani în condițiile în care profitul net raportat la T3 ar fi distribuit integral către acționari.